La pasul numărul 2 vom mai rotunji formele, vom da cu un pic de jminger, vom încerca să facem cât mai simetric și bine bucata de piele. De obicei se iau marginile astea cu o sculă specială, cu un groover, dar din păcate dacă nu aveți, puteți cu un cutter să încercați să tăiați un pic marginea. Se poate lua și acest mijloc, eu o să-l iau cu acest groover, adică voi face așa și voi lua din acest mijloc o porțiune foarte fină pentru a se îndoi fără să crape pielea. Pielea de obicei nu trebuie să crape dacă e de bună calitate și nu e foarte veche. Aceasta este bine uscată, dar suportă îndoirea fără nicio problemă. Și pentru formele astea, să le dăm un pic mai uniform, voi folosi niște unelte de sculptat, care taie foarte bine și sunt bune și pentru piele. Spre exemplu, aici vom lua așa în rotund, la fel și la colțuri. Vom încerca să-i dăm totuși o formă cât mai frumoasă și dacă nu aveți aceste unelte, puteți cu un cutter și după foarte bine frecat cu șminger. După care, următorul pas, adică pasul numărul 2, după cum vă ziceam, este de a tăia această bucată. Aveți mare grijă. După ce ați tăiat bucățica aceasta, trebuie să tăiați despărțitorul de lamă, care nu vă dă voie să tăieți cosăturile când băgați cuțitul în teacă. Și se va face, eu am făcut unul din carton ca să văd cam cum vine. Se va face tot din piele. Aceeași piele sau ar fi bine și o piele mai groasă chiar. Dacă aveți sau două bucăți de piele suprapuse. Vom face așa. Eu am tăiat-o, se taie destul de ușor cu partea aceasta, o puneți pe piele și încercați să o tăiați identic, să vină cu forma aceasta identică. Ok, am tăiat-o, eu am desenat-o pe bucata de piele, o vom tăia și o vom potrivi cumva pe bucata principală de piele. Și după aceea va urma pasul 3 unde o vom lipi pentru a vedea cum arată, o lipire provizorie, cuțitul băgat în teacă, să vedem cam cum arată, nu folosim ață și să o coasem înainte de a vedea exact dacă se potrivește, pentru că după o să avem probleme. Ne vom revedea imediat și cu bucata tăiată, pasul 2, și vom trece la pasul 3, unde vom lipi această bucată pentru despărțitorul de cuțit și vom vedea aproape de forma finală. Despărțitorul vine cam de genul acesta. Se pune cuțitul și despărțitorul ăsta e bucata de piele care nu lasă, fiind și un pic mai groasă, nu lasă lama să taie cusăturile. Altfel, dacă nu ar exista, pur și simplu, când îl bagi în teacă, s-ar tăia cusăturile. În regulă, ne vedem imediat. Thank you.